Bună tuturor și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube! Dacă vă place ce postez și sunteți pentru prima dată aici, vă invit să vă abonați, să fiți astfel partea comunității mele, să urmăriți și alte clipuri de pe acest canal și, bineînțeles, viitoarele mele clipuri. Astăzi am pentru voi un clip cu favorite și aici fac referire la parfumurile favorite ale lunii aprilie 2019. Am ales ca de fiecare dată 3 parfumuri pe care să vi le arăt din categorii de preț diferite, și anume un parfum de nișă, un parfum de brand și un parfum low cost, pentru că vrem astfel să facem propuneri pentru fiecare buzunar. Toate cele 3 parfumuri pe care vi le voi arăta au fost purtate de către mine cu preponderență în această lună, mi-au plăcut, m-am bucurat de ele și le-am considerat potrivite pentru această lună. Și începem cu primul parfum și mă refer aici la parfumul de nișă pe care l-am purtat cel mai mult și este acesta de la Serge Lutens și se numește Gris Clair. Parfumurile Serge Lutens au o calitate excepțională, însă nu neapărat excelează în capitolul siaj sau persistență, dar nu vă închipuiți că nu țin, totuși țin ore bune pe piele, dar nu se compară cu cele de la Montal, spre exemplu. Însă în luna aprilie nu am preferat un parfum atât de puternic precum cel de la Montal și am preferat să mă duc către acesta de la Serge Lutens, care ne aduce în față o notă inedită pentru parfumurile feminine și anume nota de lavandă. Știu că nota de lavandă este specifică în general parfumurilor pentru bărbat și dă bine pe un bărbat, dar aici este combinată minuțios cu o notă de tonka, care dă o anumită dulceață migdaloasă așa, iar în combinație cu o lavandă de extraordinară calitate, iasă un parfum destul de feminin cu lavandă, ceea ce mai greu poți întâlni, poate chiar ușor gurmand aș putea spune. Nu este totuși un parfum care miroase a prăjiturele, dar este o lavandă dulce, o lavandă pufoasă, o lavandă potrivită și pentru femei, deși parfumul este listat unisex, eu îl văd mai degrabă potrivit femeilor. Dar pe lângă aceste note de lavandă și tonka, mai are și alte note ușor lemnoase, cum ar fi un pic de tămâie, alte note care să-l completeze și să-i potențeze mirosul de lavandă. Dar este un parfum neașteptat de bun, parfumul Serge Lutens chiar merită atenția voastră, se găsesc chiar și pe magazinele online de la noi din țară, deci nu sunt greu de găsit, iar prețul lor la 50 de ml este undeva în jurul la 250 de lei, 200-300, depinde exact de unde le cumpărați. A mers de minune în această primăvară, în această lună, mai ales în zilele ploioase. Lavanda are așa pentru mine un miros un pic melancolic, deci nu se potrivește neapărat cu cele mai călduroase zile, dar eu am purtat parfumul cu nonșalanță chiar și atunci, dar nu în cantități foarte mari, pentru că n-am vrut să deranjez lumea din jurul meu, dar vi-l recomand să-l încercați pentru că este un miros inedit pentru un parfum pentru femei. Cel de-al doilea parfum purtat preponderent în această lună, aprilie, este un parfum de brand și este acesta de la Escada, se numește Cherry in the Air. Acest parfum este unul foarte, foarte girly, foarte feminin, sticluța este absolut superbă, are niște cireșe imprimate pe ea, este roșie și este foarte, foarte feminină. Sincer, am simțit nevoia să port și un parfum așa necomplicat, un parfum pentru atunci când m-am îmbrăcat lejer, un fructat cu miros de bubblegum cum este acesta, miroase practic a bubblegum cu cireșe și este un parfum care mă bine dispune, dar este doar o apă de toaletă, deci nu vă așteptați să persiste nu știu cât pe piele. Oricum acest parfum din păcate nu se mai găsește pe piață, însă brandul Escada vine în fiecare an cu alte și alte noi arome, deci credeți-mă că nu faceți față să le consumați la câte arome apar la acest brand. Asta este bine pentru că nu te poți plictisi, însă toate aromele lor din această colecție, această categorie, sunt așa potrivite pentru tineret, sunt potrivite pentru primăvară-vară, toate sunt suculente, fructate, miros așa a gumă de mestecat dulce și delicioasă. Și deși de cele mai multe ori am purtat parfumuri care se iau în serios, pentru că eu mă iau în serios, uneori prefer să port și astfel de parfumuri care, nu știu, îmi dau o stare mai relaxată și care mă transportă așa cumva în adolescența mea, care din păcate deja a cam trecut. Deci parfumurile Escada sunt o alegere faină pentru cine vrea să se simtă feminină, dar copilăroasă. Nu sunt foarte scumpe, se găsesc pe toate site-urile, dar așa cum se găsesc, așa și dispar de pe piață, deci atunci când apare unul, atunci este momentul să-l cumpărați în anul acela. Și asta este tot ce vă pot spune și vă dăm cu drag să, nu știu, să aruncați un nas asupra lor. Cel de-al treilea parfum pe care vi-l arăt este unul low cost și este de la Avon, se numește Pur Blanca. Ei, acesta este cu adevărat parfumul adolescenței mele, pentru că îl purtam foarte mult în liceu.
Dar datorită acelor vremuri și pentru că am vrut să retrăiesc în mintea mea cel puțin acele vremuri, am recumpărat acest parfum, această apă de toaletă de la Avon, care a costat undeva până în 20 de lei și îl folosesc cu preponderență seara înainte de culcare sau ca spray de corp, dar în general ca apă de toaletă normală. Îmi aduce așa o stare de relaxare, este un parfum floral pudrat care te îmbracă frumos, care nu rezistă pe piele decât vreo 2 ore, dar nu e niciun bai pentru că la prețul ăsta poate fi reaplicat chiar și de 20 de ori pe zi, fără să vă pară rău. El este un parfum foarte bine vândut, probabil pentru că se găsește de atâția ani în catalogele Avon, cred că de vreo 15 ani, îl știu eu cel puțin. Drept urmare, el este iubit de femei și apreciat. L-am apreciat și eu la timpul lui, dar îl apreciez și acum pentru serile necomplicate, pentru atunci când n-am chef de nimic, ci doar să stau trântită în pat și să mă uit la televizor. Este foarte potrivit pentru asta, dar este potrivit și pentru o zi însorită de primăvară, dacă sunteți îmbrăcate lejer și ieșiți prin parc. Este un parfum pe care vi-l recomand cu drag, pentru că într-adevăr îți aduce așa o stare de calm, de bucurie. Dragii mei, acesta a fost clipul cu cele 3 parfumuri preferate ale lunii aprilie din 2019. Sper că v-a plăcut și că v-a inspirat. Dacă este așa, nu uitați să-l dați mai departe și prietenilor voștri.